Ursul Bobiță a fost dus în casă nouă. Animalul în vârstă de 26 de ani a fost mutat de la rezervația de zimbrii Dragoș Vodă din Neamț la rezervația de urși Liberty de la Zărnești, devenind locatarul cu numărul 102. Acum ursul a primit o nouă șansă la o viață liberă și s-a dat și un nume nou, King. Cazul ursului Bobiță a intrat în atenția specialiștilor în urmă cu mai mulți ani, după ce turiștii care l-au văzut au reclamat că este chinuit. Negocierile pentru eliberarea lui au durat aproape 10 ani, scriu jurnaliștii de la știri Rezervația de zimbri Dragoș Vodă, aflată în subordinea direcției Silvice Neamț, a acceptat predarea lui Bobiță sub forma unei donații în valoare de 1000 de lei, reprezentând valoarea de inventar a animalului. Ursul a fost preluat de reprezentanții Asociației Milioane de Prieteni, care se ocupă de rezervația de la Zărnești. Animalul de 350 de kilograme a fost sterilizat și microcipat și apoi transportat cu ambulanță specială în sanctuarul Liberty. Hai. Nu, nu. Animalul își va petrece restul vieții în libertate. Rezervația Liberty a fost înființată în 2005 și se întinde pe 69 de hectare.